cântă călare, Ștefan. Nu vă tulburați, că nu stau mult. Am venit să vă spun bună seara și plec. E târziu, plec. Plec că mă așteaptă. Mioara. Îmi refac viața. M-a invitat la un dinău în bucătărie. Mamă, nu știți cum arată Mioara. Deocamdată n-am văzut-o nicio bine, aveți răbdare. Are niște... Se înfige la drum, știți cum, mamă. E belea Mioara. E frumos să fii îndrăgostit, pentru că la orice vârstă e bine să fii îndrăgostit, nu? Dragostea îți dă speranță, îți dă zbor, plutești în nevoie, te miști. Mamă, spondiloza, mamă, stai un pic. Un pic așa. E greu să fii singur. De când a plecat Florica, cu cine să te mai... Tot timpul ai nevoie de cineva lângă tine care să te, să te întrețină, să... Și Mioara belea. Îl aștept pe prietenul meu, a zis că mi-aduce ceva ca să știți, că nu că aș avea nevoie, dar e bine ca să poți să fii sigur pe tine. Nu poți să te duci la femeie cu mâna goală. Trebuie să ai ceva în mână. Nu-s probleme în general, că n-am avut. Pot să spun că am un comportament acceptabil, că am vorbit și cu vecinul meu, cu Costic. El a fost și la doctor. I-a zis doctorul să nu-și facă probleme, că impotența nu se instalează din prima așa. Te las, te faci de rahadă vreo două, trei ori și după aia... Am vorbit și cu doamna Vasilescu, singură și ea, vecină de scară cu mine, pensionară. Mi-a spus, vecine, dacă ești atent, n-ai cum să te faci de rahat. Sunt trei faze clare, se observă. Prima se îndoaie de la jumătate, a doua se îngrămădește la intrare, iar a treia, vezi, ai grijă că intră mai mult în tine. Bine, nu e cazul meu. Mi-a zis colegul meu că mi-aduce ceva tare, are o chestie de asta. Nu știți cum e, e belea. Bine, nici eu nu știu cum. Dar mi-a zis că, dom'le, când ai o stabilitate, ai altă bază, altfel vorbești când te duci la, nu? Sigur că da. N-am avut cazuri, de ce să nu recunosc? Anul trecut, pe exemplu, am cunoscut o doamnă bine împănată, încă zglobie, ca să spun așa, fostă gimnastă la IMGB. Dom'le, rea pe treabă, știi? N-am intrat bine în casă, a tras o diagonală și din două flic-flacuri s-a urcat direct pe bârnă. I-am zis, doamnă, ușor că s-ar putea să nu țină bârna. Aveți răbdare să-mi iau și eu vitaminele, nu putem deodată. Am stat, mi-a arătat albume foto, mi-a arătat premiile care le-a luat. I-am spus, doamnă, să avem pardon și eu mă trag din familie de campion. Tata a fost campion la aruncatul ciocanului. Dacă n-a aruncat prin tot cartierul ăla, mamă... După aia iar s-a învârtit două șuruburi, iar patru flic-flacuri. Am spus, aveți răbdare, doamnă, stați un pic. Să nu ne grăbim. Să scot și eu campionul la încălzire. Nu? Mă rog, până i-am dat echipamentul, până... A luat startul după o oră. Deja eram în drum cu toate farfurile în cap. Atunci am înțeles, n-are rost să mă enervez. Bine că se poate. Bine că e stabilitate. Și nu mai vine asta. Trebuia să fie la și un sfert și mă așteaptă Mioara. Aia e năbăduiasă rău. De ce nu veni? E neserios.
dacă ai Facebook, te descurci, nu? Găsești oricând o doamnă să te invite la o cafeluță dacă îi dai un like. Numai că trebuie să fii foarte atent, că nu știi ce e. Nu știi ce e. Că pe Facebook e Marinica și la întâlnire vine marinel. M-a alergat unul o jumătate de zi până obor. Sau am cunoscut o doamnă, Pamela din Pantelimon, nebunie era, dom'le, belea, pe Facebook liceu, la întâlnire muzeu. Păi n-am stat până s-a întunecat după gard ca să nu speriem copiii pe stradă. Am scos-o la plimbare, n-am plimbat pe Kiselev, am băgat-o la muzeu, că era noaptea muzeilor deschise. Am fost la Antipa, foarte frumos la Antipa. Mi-a plăcut la Antipa acolo, să știți. Ce nu mi-a plăcut? Nu mi-a plăcut portarul ăla de la poartă. Un nesimțit, un idiot, mi-a zis și alo, domnul, știți că n-aveți voie să plecați cu exponatele acasă? Ce doamna rămâne, ma tare poți să pleci. Băieții, vă dau un pont tare de tot. Vreți să puneți mâna pe ceva bun? La taxă și impozite, la coadă. Să mor eu, știți cum sunt alea? N-au datorii, n-au treabă. Pe cuvântul meu. M-am dus și eu, da, la taxă și impozite. Așa am cunoscut-o pe asta, pe Mioară. La taxă și impozite. O grămadă de fraieri erau acolo. Toți stăteau la coadă să dea banii la stat. M-am băgat și eu, înțelegi? În fața mea era doamna asta. M-am înțepat-o puțin că mă împingea la dinți. Măga. Ea m-a simțit, s-a lăsat moale, știi? Am simțit-o că e îndurerată. Mi-a și zis că e supărată, că a murit pisica. I-am zis, doamnă, știu ce înseamnă că și eu sunt în acea situație. Mie mi-a murit motanul. Și doi pești din acvariu. Somnul și carasul. La ea mă duc acum. Mi-a zis să fiu pregătit că stă la 10 și nu-i prea merge liftul. Să mă apuce tahicardia pe la 3, îți dai seama? Că mă nenorocesc. Dar dragostea e mare. Dar de ce nu vine asta că mă scoate din papuci? Unde dracu umblă? Mi-a zis că are ceva tare. I-aduce un prieten de-a lui din Tibet, înțelegi? Până acolo am de-aia. Știți, chinezul zglobiu ăla, picături. Nu, nu luați? Îs bune, dar mai dau rateuri, știi câteodată. Știi, nu nimerești timpul. Orele-i prea devreme, orele-i prea târziu. Nu știu că odată cred că l-am luat prea devreme, că am nimerit într-un autobuz aglomerat, stăteau aia ca sardelele și eu cu zglobiu după mine. Că i-am și zis la o doamnă să se țină cu mâna de bara de sus ca asta de jos. Ea mea și vreau să cobor la prima. Frumos, rău. Când am ajuns la destinație, chinezul a dormit. Ce râs aveți pe voi în seara? Nu vă e somn? Hai, băi, odată, unde dracu umbli? Mă așteaptă aia Mioara nebună. E fșu, sper și trebuia să ajung la... Bă, mă, ei la mișto, stau ca prostul aici, te aștept de o jumătate de oră. Păi îmi strici căsnicia, păi tu stai în căsnicia mea. Stai, mă, puțin, după ce calerg să-ți dau ce trebuie, mai faci și pe nebunul, stai dracu cu minte.
că trebuie să ajung și eu și în altă parte, că am luat medicamente și lui al bătrânii, i-am dus un timp medicamente lui și pum a venit și la tine să păi ți le dau. Păi la tactul primul, puteai să-mi aduci mierd, băi, zice la tactul. Păi da, și pe ăla nu vrei să-l las, dracu, păi rămâne-i la el acolo. Da, să te pup, vino. Hai, lasă-mă. Ai nimerit, o să fiu al dracu dacă ai luat sau n-ai norocul. Beleaua pământului. Ce? Ba mă, pilula miraculoasă, să mor dacă te mint. Bombă cu hidrogen. O iei la fix, la și un sfect explodează. Pe cuvântul meu. Fii atent la mine ce ți-am luat. Singurul pe piață. Ultimul cartuș. Fii atent la mine. Îți grele. Turbojet XPL 500. Mamă, ce nume are! Zici că e farfurie zburătoare să mor. Turbojet, zici, frică să le iau. Turbojet XPL 500. Vino cu asta, pop. Norocosule! Cătălin Botezatu, Liviu Vârciu, tu ești să mor. Șeful pensionarilor, Terente, mârtanul bălților, tu ești să mor dacă te mint. Nu știi ce sunt ăștia de aici. Nu mai îmi zic că îmi tremură picioarele. Zi, ia uite. Zi, îți dă, fii atent la mine. Ce? Ai grijă că trebuie să spui centura de siguranță, m-ai înțeles? De ce? Pentru că ajungi avion cu reacție. Bum! Cum o bagi într-a treia, ai luat-o! Nu stai pe loc! E? Să ai grijă la frâna de mână să nu rămâi cu ea blocată, m-ai înțeles? E greu. I-ai zis lui omul... Ce? Care ți-a... I-ai povestit de cazul meu? I-am spus de tine, i-am spus tot! Când tu te duci în față, ea să facă în spate, i-am spus, tot e rușinoasă, stă cu capul mai plecat, adică de aia e rușinoasă. Când tu dai viraje, ea hobo, întoarce pe partea aia, i-am spus. El a mai luat cel de asta? A luat, mă, să fii beton, ce dracu? Serios? Mi-a zis clar, 3-4 ori pe zi, clar! Cât? 3-4 ori pe zi! 3-4 ori pe zi, da, mamă! Jur! Nu e bine. Bă, tu ești în pipa alert de azi dimineață să-ți dau cei mai buni și nu e bine? Ce nu e bine? Nu e bine, o să vrea să mă mut la ea. Păi și ce nu e bine? Păi nu e bine, că după aia mă bagă la întreținere, mă pune să plătesc, vrea să-i plătesc factura la curent. Hai, ia ăsta, ia ăsta și du-te. Du-te, viteazul meu, frumos. M-ai înțeles, da? Da, mă duc. Du-te, sănătos. Spre tine, porumbița mea. Hai, du-te. Ai grijă. Alo, 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 băi, alo, alo. Știu, frâna de mână, ai răbdare. Nu, bă. Ce? Banii pe cartușe. Ce bani? 200 de euro. Ce, mă? Tu, mă, dracu, ai luat mobilă de bucătărie, ce asta? Tu ești nebun la cap, n-ai vrut ce e mai bun pe piață? Eu ți-aduc tot ce vrei și tu nu? Mă rog, m-ai prins la îngrămădeală. Ai noroc că am luat pensia. 200 de 200, euro. Da. Nu pot să-ți dau numai jumate? Da. Păi și restul? Păi jumate să dea și doamna. Ce, ea nu se bucură? Nu se folosește și ea de obiect? Îmi dai sau te las pe geantă? Îmi dai banii sau te las pe geantă? Bine, vă îți dau. Bă, dă-i încoace. Hai, puteai să mă mai aștepți un du-te. Pic. Ia, dă-i. Du-te sănătos. Un, hai, 2, 3, dă. Oșchi. Dă-ți tempul. Hai, da. Dai-o. La revedere, te pup! Mea! Du-te, viteazule! Du-te, nebunule! Doamne, ce bine să ajuți un prieten! Hai că nu i-am luat mult, da, dracu Diana? E perfect. Asta e să ajuți, asta înseamnă să ajuți un om. Îi dai când e mai greu. Păi așa toată lumea vrea să... Ce dracu mai, mă, Pinocchio? Ce dracu mai vrei? Nu mi-am luat ochelarii de citit la mine. Așa. Vrei să citești un pic prospectul, să vezi ce zice aici, ca să știu cum dracu le iau, ca să... Da, da. Să nu mă încurc. Să nu te încurci, dracu, da, da. Și așa, da. Încurcatule, da. Da. Păi este, te scrie clar aici, așa. Turbojet XPL 500... Știu, l-am învățat. Este un medicament naturist... Naturist, foarte bine, care nu face rău. Nu face rău, asta e. Face bine. Face bine! La Ghiocel. Da, bravo. Din deal adus. Da, zi. Da, fii atent. Care poate fi luat ori de câte ori este nevoie. Bravo, și... extraordinar. Deci ori de câte ori e nevoie, poate fi luat. Sigur că bine poate. Bine că n-are de astea rețineri, că da. Așa poți să te încurci. Da. Bravo, extraordinar. Deci ori de câte ori. Da. Ia vezi și câte se ia, două, trei, odată câte. Alo, armăsarule, pe cei colebil, nebunule!
Ăsta e trotil, stai dracu cu minte. Da. Scrie clar aici așa. Să ia câte una după masă. Asta e clar. Una după masă. Înainte de masă nu se... Nu poate. E așa, scrie. Nu e bine după masă. Păi după masă ce are? Mă ia somnul și nu mai merge de păsărică. Mână și tu mai puțin și spui că ești la cur. Ai înțeles? Da, da. Eu da. Zic să încep da. Să luăm, da? Da. Și uite, scrie aici așa că... Mamă. Și ce scrie? Ce? Efect puternic și iminent. Cum ai luat-o? Direct. Pac! Pac! M-ai înțeles? Pac direct. Iminent? Iminent, da. Ce? Direct, adică imediat, mă, nu mai... Deci cum o iau, cum? Cum o începe, da? Hai. Stai un pic. Ai luat-o? Mamă, mi-e și frică, fia, stai grijă. Stai un pic. Stai grijă asta că... Hai să mă țin de asta. Ține-te, nu... da. Hai grijă să nu cazi în cap, vezi că se duce tot sângele, da? E bine? E amară un pic. E amară, așa e, amară, dar după aia îți face viața dulce. Aia e... Da. A? Ce? Aștept un pic. Ce? Păi nu pleci. A? Acum, a? Nu, mai stau un pic. Nu plec. Și de ce? A? Vreau să-mi văd dacă învie mortul. A, să pleci cu el viu de aici. Da, bravo, bine. Să fiu sigur. Dacă nu, zic că mai stau un pic, mă plin cu Costa Micu prin parc. Da? Că și așa e frumos afară. Ia zi, simți ceva? Hă? Mi-a morțit mâna puțin. Da. Păi, mâna, cum dracu? Păi, o fi, cine știe, fuge sângele din mână, se duce. Mă, s-a dracu, unde dracu s-o duce, da. Da. Țin-o așa, zici că scurge sânge din nas, vezi cum... Dar ar trebui totuși să se... Ar trebui, păi și de-aia zic că scrie iminent aici așa, da. A? Eu zice ori de câte ori e nevoie? Ori de câte ori așa scrie, ce dracu? Păi și dacă mai e una, ce are? Ia una să fie sigură, de ori o luăm? Nu! A? Mai e una! Mai ia una! Bă, te ești disperat? Dar trebuie să se întâmple. Tu știi cum așteaptă Mioana să... A? Mai... A? Ia, du-te și vezi, uite-te în ochii puțin și vezi dacă... Mă duc să mă uit puțin în ochii. Da? Și vin cu ace. Dar simți ceva? Simți ceva? Ai simți ceva? Simți? Nu. Bă, sper că nu... Se suge mult azi? Nu. Se înghite! Eu știu ce dracu-i faci. Știi ce mă gândesc eu? A. Că astea, pastilele astea, sunt făcute și ele pentru... Pentru atmosferă, știi? Sigur, pentru... Pentru intimitate, da, pentru... Da. Nu stai la stâlp și iei și deodată vezi că ți se întâmplă ceva în fața acolo. Nu, da. Nu. Nu te înțeleg ce vrei să spui, că asta e... Trebuie un pic de emoție, un pic de tandrețe, o... Poftim? Poți să mă mânghii puțin pe ceafă, peșter? Un pic, te rog. Ești prietenul meu de viață, trebuie să mă ajuți. Hai. Ce faci? Tai lemne, așa se mânc. Mai cu tandrețe, te rog. Hai. Poți să te iau puțin în brațe? Hai să fim uniți. Hai, mă. Gogule. Romică. Da. Unde te uiți? La dracu să mai iasă, nu vine dracu cineva să ne vadă lănțuiți ca câini în stradă aici, așa. Uită-te în ochii mei, te rog frumos. Vreau un pic de tandrețe. Te uiți la mine ca la gardul cimitirului. Privește-mă în ochi. Hai, bă, Gogule, vreau bă. Să văd un pic de afecțiune. De... Lasă-mă cu afecțiunea, te rog eu. De... Lasă-mă să te pup. Pleacă, pleacă, băi! Bă, fițar pastila, dracu, păi mă și prim, mă și aia, mai ce să mai faci? Stai, dracu, cu minte. Ce, simți ceva? Rară, dracu, cu mama. Eu zic să o iau și patru. Mai au una, că n-are cum să nu meargă.
Dă-o dracu de aici. Dă-o și scrie ori de câte ori este nevoie. Da, da, turbojet XPL 500. XPL, păi aia e turbo. De două ori, trei panțe. Trei, hop, poc, poc. Ce? M-a agit puțin. Așa? Ca să ajungă substanța la... Substanța la... La ghiocel. La ghiocel, hai. Du-te, ușor. Ușor, Gogule. Ușor. Așa. Așa, tata, așa viteazul meu, că leară pe brazul. Ușor. Așa e. Păi ce dracu? Gogule, e ceva? Turbojet XPL 500? Turbojet XPL 500? Cel mai puternic laxativ de pe... Îl am dat pe alu tata, m-am dat la dracu. Gogule! Agi! Nu, 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 mergi încet! Nu te țopăi! Mergi încet! A luat-o pe dracu, ușor! Adună-te! A luat-o, acum a luat-o! Ce, simți ceva? Da, da! Ce? M-a luat cu forfoteală! Și altceva? Mi s-au strâns bucile, da. Ăsta-i Ăsta-i primul semn, înțelegi? Ăsta e, da! Mergi adunat! Am plecat! Să nu revergi! Stai, dracu, unde pleci? Nu cu taxiul, băi! Mergem pe jos, mai găsim o pădure, ceva verde. Ce dracu ne trebuie taxiul? Păi să ajung, să nu pierdem, că acum... Păi te ia, da, mergi încet! Da. Vrei să, dacă ajungi la ea, să iei și două suluri de hârtie igienică, mă înțelegi? Ce să facă cu... Ce să faci cu ele, dracu, știi, poți să știi ce vremuri vin. Băi, dar ce m-a luat? Te-a luat, stai! Deci simți? Simți? Da? Da? Păi hai, iau în față că vin și eu cu tine. Ce să fac? Dă și mie pastile încoace. Pentru ce? Să iau și eu una, că oricum ajungem amândoi, tot acolo ajungi. Mergi cu mine la femei? Pe dracu, mergem și la femei. Dacă o fi ocupat la bărbați, mergem și la femei. Hai, iau în față și ține ușor.